Și 9 minute ne faceți poftă cu culinaria și în această dimineață. Mamă, nebunie o să fie. Știi cum? Fai de capul meu, salăți. E practic un moment dramatic la culinaria. Așa am ajuns să vorbim de salate. A, nu cred. Folosiți și castraveți? Nu, exclus. Fără castraveți. Castraveți numai în tzatziki, dar fără sâmburi. Da. Da. Practic și la sushi. În fine, e atât de cald, adică a fost atât de cald zilele astea, că de azi înțeleg că la noi aici la București o să și plouă. E atât de cald și noi suntem atât de grași, așa se începe. Ce-aș fi vrut? Să evităm acest... Să evităm partea asta. Așa. Încât, dacă puteți să credeți, ieri am fost la piață și n-am mâncat mici. Era închis. Așa de... Nu. Nu e închis niciodată. Așa de cald era și zăpușeală, că nu mi-a ars. Bine, am evitat să am contact vizual cu micăria, știi? Deci ai luat-o pe partea cealaltă. Și cu ochii închiși te-ai ținut și de nas. Că practic dacă dădeam cu ochii de prăvălie, nu știu dacă mai rezistam, dar mental am evitat. Serios? Nu mai ești colegul pe care l-am cunoscut. Asta vreau să zic. Astfel încât astăzi, stimați ascultători, dragi prieteni, da? Rețetă de salată, însă nu orice fel de salată. Așa? Pentru că ne păstrăm standardele, salată cu noodles. Adică să-și îngrașe puțin, că altfel n-are haz. Mie știți că îmi plac foarte mult noodles-i, sau cum li se mai spune, tăiței asiatici. Acum se găsesc în multiple feluri și s-au deschis multe magazine și salut apariția acestor magazine asiatice prin tot orașul București. Bănuiesc că și prin țară situația asta poate este valabilă. Și se găsesc mulți noodles care nu au nevoie de gătire. În sensul că, spre deosebire de pastele obișnuite ale italienești, noodles și unii dintre ei, cei făcuți din orez în mod deosebit, se pot lăsa doar la înmuiat în apă ușor călduță. Deci nu trebuie să facem căldură în casă gătind, da? E important, când sunt 30 de grade, cum au fost ieri 39, nu ți-ar de să aprinzi aragazul. Aici doar puțin încălzește apa și lași ea la muiat acolo. Mai departe îți trebuie varză, de preferat roșie, ceapă verde și morcov, pe care le toci mărunt și eventual, ați văzut cum au ei obiceiul, bastonașe de-alea lungi și foarte subțiri, da? Și toată șmecheria e dressing-ul, de fapt. Care dressing se face? Eu vă dau o idee de dressing, sunt multe. Ăsta al meu e cu... Ca să fie calmea, că noi trebuie să și rezistăm, să nu ni se facă rău de la soare, de foame. Da? Așa. Deci trebuie să fie hrănitor. Deci până acum ai și niște frunze și niște noodles. Mai ai altceva? Am așa. Ia. 3 linguri de unt de arahide. Ok. Da? Da. Zeamă de la un lime. Da. Sau o limetă, cum îi zice Vlad. Da. Un cățel de usturoi tocat mărunt, ghimbir ras, jumătate de linguriță, dacă vă place picant, mă rog, puțin mai mult, 2 lingurițe de sos de soia, de asemenea merge și un pic mai mult dacă doriți, 1 lingură de zahăr brun și 3-4 linguri de ulei. Mamă, oprește-te că-mi faci poftă. Și din toată șmecheria asta... Fine să mor de râs. Emulsionez. Poți să bagi și la blender ca să-ți meargă treaba repede. Sau dacă nu, borcanel cu capac și agiți. Borcanel cu capac și agiți până se dizolvă untul ăla de arahide, adică agiți până... Așa, și faci asta pui... Azi și calorică. Cred că agiți un sfert de oră până... Asta e tot? Asta tot, ai făcut dressing-ul ăsta. Nu știu cum să nu-mi vine deloc. Noodle și cu varză, morcov, ceapă verde, tocate hap. Și bine, poți să mai pui și niște alunițe, arahide, nu alune de pădure, da? Da. Și obligatoriu, dacă îți place, coriandru, tocat mărunt. Mai departe, ce poate fi foarte interesant e că la toată șmecheria asta poți adăuga, dacă îți place căldura, creveți, puiule. A, deci poți pui, să pui și ceva cărniță, de, pui și ceva de mâncare înăuntru. Da, eu am dat rețeta fără bine. Căldură, fără gătit. Pot să zic și eu o salată? Te rog. Pe care am mâncat-o, cred că, alaltă ieri. Ia. Te duci la orice supermarșeu de ăsta, care are și raion de gătit, și iei de la rotiserie de acolo niște pulpițe de pui. 2 pulpițe dezosate de pui, să zicem, din care folosești eventual una sau două, depinde de cât foame ți-e. O pungă de salată, un avocado, un ou. Așa. Asta este toată treaba. Te duci frumos să-ți tai pulpa de pui, bucățele cu bulețe, pui într-un castron și deasupra, apropo de asiatice, există un sos de usturoi cu chili tailandez, garlic, chili, nu știu ce, și poate cu puțin sriracha. Amesteci cu mânuța acolo frumos astea, după care semințe de susan deasupra, este dulce picant. Bagi mâna în sos? Da.
Ai săpun, te speli după aia, e foarte bine, să vezi, să încerci. În salată, ou fiert cleios, nu tare tare, tăiat felii, pus pe deasupra, avocado, cubulețe și după aia dressing, cum vrei tu. Amesteci și poți să mai pui pe deasupra, dacă vrei, niște... Coriandru. Dacă suporți coriandru, n-aș încerca. Și asta e tot. Bun, bun, bun. Un pic de proteină, nu poți să mănânci doar frunze cu noodles, că leșin de foame. Păi pui alune, n-auzi. Nu poți să nu pui carne, că leșin de foame. Aia, vezi. Cine vrea carne, poate să puie și carne. Vezi și... că Zaf lui s-au terminat bateriile, că el săracu coboară. El în coborâre. Eu am luat fibre astăzi, am avut fibre cu niște lapte de cocos. Ce fibre ai mâncat, mă, tăticule? Nu știu să spun. Devine palpitant. Dar niște de-astea... Batoane? Cornflakes, sau cum se cheamă. Ah, cereale. Cereale. Tu asta ai mâncat? Cereale cu fibre, da? Și niște... Și niște lapte de cocos fără zahăr, fără nimic în șapatinghe. Și simți că vine hipoglicemia? Vine, simți vine, cum se apropie de lateral, așa. Aterizează, bate. Când te ia cu transpirații să ne spui să chemăm pe cineva să facă butoanele, că tu nu o să mai poți. Deocamdată e bine, dar trăiesc din salatele pe care le recomandați voi azi. Vreau să știu. Ai venit cu mașina sau cu trotineta, cu ce ai venit? Cu mașina. Nu mai conduc. Să mergi încet pe dreapta cu 20 la oră. Nu, mai bine nu fără condus. Când ești din casă, nu vezi 3D, așa gen... Nu, tot e ok. Tot ok. Zic să ne grăbim. Da. Soarele răsare chiar din difuzoare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. Ai 100 de zile de vară, 100 de zile de vacanță cu Europa FM.